Salutare, bună dimineața! Suntem la stena lui Burnei, pe partea asta, Mirela. Și o să plecăm către vârful Mordoveanu. Sperăm că și ajungem. Este ora 7, am dormit aici la bază. Vremea pare promițătoare, vedem ce iese. Hai, vă luăm și pe voi cu noi. În sus pare să fie soare. Sperăm că nu ne plouă, asta e tot ce ne interesează. Așa arătăm după un kilometru de urcat. Încă mai rezistăm. N-avem decât vreo 12 de făcut în total, dar sper să mă auziți, am cascada lângă aici. Și în jos avem undeva acolo sunt mașinile. De acolo am plecat. Ne vedem mai sus. Pa. Super cascada în spate. Foarte mișto. Deci în spate acolo puteți să vedeți Viștea Mare și Moldoveanu. Ajungem oare acolo? Acolo și acolo. Deci este superbă zona, efectiv. Și încă mă gândesc dacă reușim să ajungem sus acolo. Dar trebuie să reușim. Vă așteptăm pe Mirela, care merge mai încet. Dar ajunge și ea la un moment dat. Oricum, parcă suntem din ce în ce mai aproape de vârf. Ia. E undeva pe acolo.
Hai, mai avem ceva. În jos se vede superb pe vale. Undeva în depărtare sunt ceva turiști care urcă. Noi am plecat mai devreme și suntem mai avansați puțin la distanță, nu ca și mari cățărători. Deja sunt norii, am ajuns sus. Nu sus pe Moldoveanu, dar sus, destul de sus. Undeva aproape de refugiu Viștea. Acum urmează o parte destul de grea. Hai să vedem. Hai, hai. Hai, hai. Pe acolo. Aici este prăpastia și norii și muntele și acolo undeva mic refugiu Viștea și acolo undeva jos lacul Iezerul Triunghiular și undeva unde nu se vede sunt mașinile departe. Să urcăm zona asta. E puțin piatră, bolovan, stâncă, o să fie destul de nasol, dar hai să vedem. Opa, așa. Arată urcarea către Viștea. E destul de solicitant. Hai. Mai.
vârful Viștea Mare. Am ajuns și pe ăsta. 2527 de metri. De aici mai avem puțin și mergem acolo pe Moldoveanu. Am făcut porțiunea aia cu lanțuri și acum avem de urcat porțiunea asta, care și asta mai are ceva lanțuri pe acolo. Hai, mergem mai departe. Hai, Mirela, mai poți? Da. Hai. Pe aici am ajuns astăzi, pe Moldoveanu. Mirela acolo nu-i vine să creadă că a ajuns aici. Acum urmează să coborăm. Ha, tare! De pe Moldoveanu
O să mergem acum pe creastă până la lacul Galbena, după care probabil prin pădure sau nu știu eu, un traseu pe aici care coboară jos înapoi la stâna lui Burnei. Traseul, ce să zic, e acceptabil, mediu, porțiuni mici unde te solicită. Da, ok, e ok. Pentru noi care nu prea am fost așa des pe trasee de genul ăsta, chiar e ok. Priveliștea, nu mai vorbesc. E superbă. Ajungem la vârful Galbena, 2419 metri. Și trebuie să urmăm marcajul triunghi albastru, lacul Galbena, Valea Rea, 2 ore. Cam pe aici. Hop. De la rezistă. Ok. Mergem înainte. Acum ne îndreptăm spre lacul Galben, da, care se poate vedea acolo în față, jos. Pe care s-ar părea că avem numai de coborât până la stâna lui Burnei. Hai, să mergem. Și uite că mai descoperim încă un lac. Deci zona asta e superbă, superbă, superbă. Destul de multe lacuri pe aici printre munți. Și arată cam așa. E genial de frumos. Foarte, foarte frumos. Iar noi, puțin ciufuliți. Bă, aici mi-a târnat ceva. E ok. Mirela, ești bine? Un pic obosit. Nu suntem obosiți. Hai, dăm înainte. Mai facem o tură? Dar urcăm o dată pe Moldoveanu, data viitoare, dar poate pe altă parte. Așa arată coborârea de la lacul Galbena către stâna lui Burnei. E destul de anevoioasă. Numai piatră, care bineînțeles mai și fuge. Da, ne descurcăm. Așa, acolo trebuie să ajungem. Undeva jos de tot. Mirela, bineînțeles că rezistă. Hai, mergem mai departe.
Și cred că asta e coborârea finală către stâna lui Burnei, prin pădure pe aici. Trebuie să avem grijă să urmărim marcajul, crucea albastră, și o să ajungem cu bine. Destul de accidentat și pe aici prin pădure, dar merge, ușurel așa, ne descurcăm. Da? Hai că poți. Ultimii metri de coborâre și duba noastră se află undeva aici, jos. Și asta e ultima bucățică de coborât. Și am ajuns înapoi la stâna lui Burnei. Până data viitoare, v-am pupat!